Cred că prima oară am început să fac fotbal pe la 6-7 ani. Și apoi am făcut fotbal câțiva ani, după aia am renunțat și după aia iar am reînceput pe la 13-14 ani. Până la 16 ani, 17 ani. Când făceam fotbal în liceu, aveam o viață destul de ordonată. Mergeam la liceu, după aia veneam acasă, îmi luam echipamentul, făceam antrenament în fiecare zi. În weekend jucam, aveam meciurile. Am început să merg la cinematecă undeva, eram în anul întâi la management aici și după aia aveam niște prieteni cu care făceam scenarii, dar la început nu m-am gândit așa că o să fac asta, să fac asta imediat după. Luci, da? 3 secunde după acțiune. Ok. 2 tras 2. Mare. Acțiune. Festivalul Internațional de Film Transfer. Crezi că nu intri bine cu ultima, nu știu, e forțată. Acțiune. Stop, bine. În 2002 eram student la UNATC. Era un festival destul de mic în comparație cu ce e acum. Prima dată am fost în 2004 cu Călătorii la oraș și Visul lui Liviu. În anii 2002, când nu exista DVD, nu existau foarte multe surse de informare, noi nu eram încă, dacă nu mă înșel, încă trebuia vize să ieși în străinătate. Tiful venea și aducea filme la care nu aveai acces. Era un lucru esențial pentru publicul de atunci, era un lucru foarte important și pentru autori. Avea o poziție acidă față de lipsurile din sistem, din cinema. De la început a fost gândit probabil ca un soi de lansare a unui nou tip de cinema român. Există un public acolo în Cluj care s-a format în anii ăștia. E esențial pentru România. Chiar aduce intrări în sală, un premiu la TIFF. Au fost filme mai dificile, cum să spun așa, care după un premiu la TIFF au fost distribuite într-o variantă sau alta, chiar aici în București, într-o sală sau două, dar au ajuns pe marele ecran. E un festival foarte important pentru România, clar. Deci o atmosferă caldă, relaxată, e un fel ca acasă.